Două grădinițe din orașul Strehaia au fost reabilitate, modernizate și dotate cu mobilier nou, iar acestea corespund standardelor europene. În cursul zilei de astăzi, tocmai de Sfântul Nicolae, au fost date în folosință cele două grădinițe, spre bucuria preșcolarilor. Acestea au dotări de ultimă generație și oferă copiilor din Strehaia condiții în multe cazuri mai bune decât acasă. Investițiile au fost realizate din fonduri guvernamentale în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2. Vă place noua grădiniță? Vă place la grădiniță? Vă place la noua grădiniță? E frumoasă! Da! Da! În cursul zilei de astăzi de Sfântul Nicolae au fost inaugurate două grădinițe din orașul Strehaia. Primarul Ioan Giura a reabilitat și modernizat unitățile de învățământ, totodată acestea au fost mobilate și dotate cu aparatură de ultimă generație, totul fiind conform standardelor europene. Da, mai departe. Primarul orașului Strehaia, Ioan Giura, este conștient de rolul extrem de important pe care îl are educația în societate. Tocmai de aceea investește în acest domeniu. Am venit astăzi la noile grădinițe pe care tocmai le-am predat în circuitul școlar să ne asigurăm de faptul că micuții preșcolari și-au început activitatea și se bucură de condițiile moderne pe care le-am creat. Autoritatea locală și autoritatea județeană de-a lungul ultimilor ani a pus un accent deosebit pe infrastructura școlară și astfel am considerat noi că astăzi, pentru parte din copiii preșcolari ai localității noastre, cel mai bun cadou este să aibă o grădiniță nouă. În curând, până în sărbătorile de Crăciun, ne-am propus ca împreună să predăm aceluiași circuit educațional al localității noastre și alte grădinițe, asigurându-ne astăzi că ceea ce ne-am propus cu câțiva ani în urmă putem realiza, adică fiecare preșcolar din localitatea noastră să se bucure de o grădiniță nouă, modernizată, cu dotări la standarde europene actuale. Așadar, astăzi au fost predate sistemului de educație locală grădinița 3 și grădinița 4, aceasta fiind singura cu program prelungit din Strehaia și reabilitată la standarde europene. La evenimentul de inaugurare au fost prezente autoritățile locale, dar și cele județene. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, l-a felicitat pe primarul Ioan Giura pentru toate eforturile și pentru faptul că s-a angajat că va reabilita infrastructura educațională. Dar astăzi a venit momentul să fie inaugurate cele două grădinițe, o bucurie imensă pentru copii în această perioadă de sărbătoare și totodată un cadou de Sfântul Nicolae pentru copii, dar și pentru părinți. Eu am constatat de mult că Programul Național de Dezvoltare Locală a fost extraordinar de bun pentru punerea la punct a infrastructurii școlare în județul Mehedinți și iată că a venit momentul să vedem în concret că s-au reabilitat școli, s-au reabilitat grădinițe, s-au construit școli sau grădinițe noi. Iar astăzi, în orașul Strehaia, datorită implicării totale a domnului primar Ioan Giura, iată că am ajuns în situația să se facă unora dintre preșcolari cel mai frumos cadou cu ocazia lui Moș Nicolae, și anume să intre într-o grădiniță complet reabilitată, complet dotată, o grădiniță cu program prelungit, unde se vor bucura de cursuri în condiții foarte bune, dar în același timp grădinița este dotată și cu o bucătărie de ultimă generație și de asemenea au și unde după amiază să-și facă orele de somn copiii. Cred că este una dintre cele mai moderne grădinițe din județ, dacă nu cea mai modernă, și mă bucur că așa ceva avem în județul Mehedinți și încurajez și pe alți colegi de-ai noștri să acceseze toate categoriile de fonduri, că sunt guvernamentale sau fonduri europene, pentru a pune la punct infrastructura școlară, iar Consiliul Județean Mehedinți susține întotdeauna, așa cum a susținut și până acum. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, l-a felicitat pe primarul Ioan Giura pentru acest eveniment. Semn că la Strehaia există un bun management care se concretizează în toate domeniile. Evident, sunt foarte importante aceste investiții, fie că sunt din fonduri guvernamentale, fie că sunt din fonduri europene. Este și o politică concretă care s-a materializat de-a lungul timpului în județul Mehedinți, aceea de a sprijini actul educațional. Și așa cum au spus și antevorbitorii mei, s-a investit foarte mult în școli, în grădinițe, în tot ceea ce înseamnă servicii educaționale.
Iată că și aici, la nivelul orașului Strehaia, este o consecvență și o coerență în această privință, în sensul că primarul a ținut seama de angajamentele cu care a plecat la drum în această comunitate, sprijinit de Consiliul Local, evident sprijinit foarte puternic de Consiliul Județean, a reușit să investească în domeniul educației și acestea sunt niște dovezi clare că a reușit să facă cu brio acest lucru. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă l-a felicitat pe primarul Ioan Giura pentru că este un adevărat gospodar și a realizat aceste obiective de investiții. Copiii și educația lor primează pentru primarul Strehaiei. Vreau să mulțumesc, domnule primar, pentru invitația de a fi în prima zi de grădinița a micilor copii și, așa cum spun tot timpul, viitorul țării noastre. PNDL 2, așa cum îl cunoaște lumea, este un program care a dezvoltat în județul Mehedinți cele mai multe proiecte și nu doar dintr-o anumită sferă, gen drumul sau apă și canalizare. Iată că în Strehaia sunt mai multe obiective care au fost cuprinse în programul dezvoltare locală 2 și, după cum vedem, cred că este un exemplu de bună practică în județul nostru, că o grădiniță care arăta, nu pot să spun urât, era foarte demodată la momentul acela, acum este cea mai modernă grădiniță din județul nostru. Așa cum vedeți, este o grădiniță în care avem toate condițiile, care se ajută pe copilașii noștri să devină viitorul țării noastre și să ne ia loc, așa cum am spus tot timpul și cum vorbeam și mai devreme cu doamna bucătăreasă, aici avem 3 mese pe care le primesc copiii, pe cum și un spațiu cum modern în care să ia masa și să doarmă după prânz, să crească un pic mai mult. De asemenea, la eveniment au fost prezenți și reprezentanții ai ISJ Mehedinți. Inspectorul școlar general Alin Tomoescu l-a felicitat pe primarul orașului Strehaia pentru această realizare, reprezentând un lucru mare faptul că acești copii vor avea condiții la standarde europene și urmează noi proiecte ce vizează sistemul educațional, principalii beneficiari fiind elevii. Astăzi de Moș Nicolae copiii au primit un cadou deosebit. După cum ați văzut, condițiile sunt foarte bune, iar actul educațional are toate condițiile să fie la cel mai înalt nivel. Ceea ce este îmbucurător este faptul că cele două grupe sunt grupe de program prelungit, astfel că copiii care vor frecventa aici vor avea asigurată masa, vor dormi după amiază, iar părinții au un mare ajutor în acest sens. Credeți că prin reabilitarea și dotarea acestor grădinițe ar putea crește și numărul de copii care ajung în acest sistem? Bineînțeles, interesul părinților este acela copiii să fie supravegheați, să li se asigure o educație și totodată, foarte important, pentru că mulți dintre ei lucrează și astfel încât pot să ia copiii la ora 5 după amiaza și să-i aduc acasă. Totodată, cadrele didactice au fost extrem de mulțumite și încântate de faptul că primarul Ioan Giura oferă un loc primordial infrastructurii de educație, acest lucru reprezentând cel mai important lucru pentru educația copiilor. În primul rând, primarul acestui oraș, domnul primar al acestui oraș, am reușit într-adevăr să venim într-un local specific unei grădinițe, adică precum într-o lume de povești. Deci noi ne aflăm aici într-o lume de povești și putem de data aceasta să ne desfășurăm activitatea, nu că nu ne-am fi desfășurat-o nici în trecut, dar acum este altceva, deci să avem alte condiții, o grădiniță model, nu știu dacă mai există în județ pentru că nu am fost, dar oricum pentru orașul Strehaia este o mare realizare și mai ales că am reușit să-i călcăm pragul într-o zi mare de sărbătoare cum este Sfântul Nicolae. Părinții au fost încântați de asemenea de bucuria copiilor și de mediul în care micuții își vor desfășura de acum încolo activitatea, dar și de faptul că primarul orașului Strehaia, împreună cu reprezentanții Consiliului Județean, prin multă muncă, cooperare și transparență, au reușit să realizeze lucruri mărețe pentru cei mici. Este o schimbare 100%, pot spune, a fost o reabilitare surprinzătoare. Toate camerele au fost recompartimentate față de acum 35 de ani când am fost și eu înscris la această grădiniță cu program prelungit. Totul este surprinzător. Atât condițiile, căldură, jucării, totul, pentru inclusiv am observat că este și un parc în spatele grădiniței unde copiii se pot juca atunci când vremea permite. Lucrul acesta era de vis atunci când eram eu mic. Aveam niște roți de cauciuc pe care încălecam și simulam a fi căluți, însă acum toată
Tot parcul este foarte frumos la standarde europene. Am locuit în Anglia și vă pot spune, până de curând, și vă pot spune că sunt aceleași condiții, chiar ar fi invidioși englezii să aibă și ei asemenea grădinițe. Cred că ăsta este cel mai frumos cadou pe care îl puteau primi copiii și de asemenea și doamnele educatoare și noi părinții, bineînțeles. Este un lucru minunat și chiar țin să le mulțumim tuturor celor implicați și cred că o bucurie mai mare ca asta nu se putea. Totul e de vis, cum a zis pitica mea. Chiar este frumos. Totul e... Cât s-au schimbat condițiile aici? Oh, foarte mult. Totul este schimbat radical, adică se vede cu ochiul liber. Totul este modern, totul este bine pus la punct, totul este bine amplasat, adică nu avem ce să comentăm, e de vis. Față de cum era în anii trecuți, mi se pare destul de frumos, ei se bucură, au venit cu drag și sperăm să fie cât mai bine. Era nevoie de o astfel de investiție? Da, chiar da, față de cum era în anii trecuți, da. Ce s-a schimbat? Totul, chiar totul. Personalul auxiliar este extrem de bucuros de noile condiții, mai mult decât decente, la standarde europene, astfel ușurându-le munca și eforturile. Investițiile în infrastructura educațională nu sunt singurele la Strehaia, la finalul acestui an fiind recepționat și spitalul din Strehaia, un obiectiv de investiție extrem de important pentru toți cetățenii.